Salut și bine ați venit la o nouă aventură alături de mine. Nu mă așteptam să fac așa repede clipuri în altă țară, însă iată că a venit timpul. Așa că am ajuns în Grecia, nu am putut să iau în troller nici bicicleta, nici monociclul, cu atât mai puțin motocicleta în avion, așa că am luat rolele. Am pachetat rolele foarte frumos în troller, acestea sunt roțile de rezervă, am și niște cheițe pregătite la mine în caz de pană sau orice altă problemă. Îmi lipsesc rulmenți. Sper să găsesc rulmenți în caz de nevoie, în caz de, nu știu, mi se blochează vreo roată, dar în principiu, dacă se blochează o roată, renunț la ea. Din 4 roți pe fiecare picior, pot merge cu minim 2, asta înseamnă că sunt acoperit. Așa că primul lucru pe care vreau să-l fac este să intru pe Google Maps și să văd unde sunt, pentru că nu știu, pur și simplu am ajuns aici, povestea e alta, e mai lungă, dar nu o să încep să dezbat. Vreau să văd unde sunt, după ce văd unde sunt, vreau să caut apa și o să mergem să găsim marea sau prima apă, cea mai apropiată apă de noi. Acesta este bagajul pe care l-am pregătit, am pus o apă, portofelul, câteva haine și cele necesare pentru a filma. Ok, am intrat în Google Maps să vedem unde mă aflu. Sunt undeva în Atena, cred, sau în afara Atenei. Habar n-am. Sunt aici, asta e ideea. Pare că sunt destul de aproape de apă, așa că să mergem pur și simplu să ne plimbăm. Ok, am stabilit, deci sunt în Laurium, ăsta probabil e un oraș. Lavrioport. Laurium, Lavrio, mă rog, cum se numește aici. În orice caz, m-am urcat pe role, i-am dat bătaie, hai să mergem să ne plimbăm, să vedem orașul. Mamă, da, știu că mi-am luat ceva bagaje la mine. Trebuie să mai scap de ele neapărat. Sunt prea multe. Am fost nevoit să verific ceva la cameră. Nu știu de ce mi-arată că am din ce în ce mai puține ore de filmare. Probabil e ceva ce nu știu eu să șterg de pe stick. Habar n-am. Liftul. Putem merge și pe scări, însă nu așa. A venit liftul. Mergem la parter. Haide. Iar să pic. Hello? Hi. I came prepared. Ok. Sunt undeva la 20 de grade. Când am ajuns în aeroport, în mașina șoferului arăta că sunt 25 de grade, dar nu cred că sunt chiar 25. Este hotelul în care stau. Aici este un restaurant. Și deja se vede apa. Se văd și niște vapoare. Hop.
Nici măcar nu trebuie să dau din picioare. Deci înțeleg că ăsta este un oraș portuar, ceva de genul. Foarte frumos. Bate un pic vântul, dar aerul este cald. Ia uite-le și palele noastre. Astea cel mai probabil sunt palele de la eolienele pe care le instalăm noi. Însă nu m-aș pripi, pentru că pot fi mai multe parcuri eoliene în construcție în momentul actual. Ok, am consultat un pic traseul. Bineînțeles, fiind în Grecia, ce putem să vizităm altceva decât ruine? Așa că pentru o primă oprire vom merge la o ruină din vârful muntelui de aici. Se vede pe aici pe undeva. Am vreo 500 de metri de mers până acolo. Asta e șoseaua principală, drum național. Dar nu o să merg pe aici. La întoarcere voi merge pe trotuarul ăsta și voi ajunge undeva la o plajă.
Partea bună aici e că nu trebuie să dau din picioare. Partea rea e că la întoarcere trebuie să dau. Cred că voi fi nevoit să scot Adidas și din ghiozdan pentru a continua traseul până acolo sus. Și acolo cel mai probabil o să găsesc un view foarte frumos. Da. A, uite pe unde e drumul. Pe aici. Trebuie să urc pe acolo și ajung acolo la ruine. Însă parcă mai interesant mi se pare să merg pe drumul ăsta, să nu-mi dau rolele jos. Am vorbit mai devreme cu un prieten care mi-a spus că ar fi trebuit să-mi iau slipii la mine și să intru în apă. Să fiu sincer, nu m-am gândit la asta. Am slipii la mine, însă nu în rucsac, îi am în troller, în cameră. E o idee foarte bună pentru una din zilele următoare. Chiar ar trebui să fac asta. Plajă superbă. Și cred că cea mai bună idee este să mă întorc, să-mi iau slipii și să intru în apă. Dar n-am prosop. Pentru că nu m-am gândit la asta. Se vede nisipul deja foarte fin. Dar cu siguranță o să mai găsesc foarte multe locuri, cel puțin la fel de frumoase.
mai și jucăm. Că în primul rând trebuie să mă simt eu bine, da? Și apoi să fac în așa fel încât să găsesc niște imagini frumoase pentru voi. Sper că sunteți de acord cu mine. PDN-ul cu rolele. Păi da. Ce poate să-mi ia? Caii de la căruță? N-are ce să-mi ia. S-a pierdut Aladdin covorul aici. Sau ăla era în India. Mă rog. Vezi, mă, frate, merg pe drum național, cobor pante foarte abrupte, urc pe munte, pe role. M-am dus să fac o poză la o floare aici, într-un tufiș, și am căzut în cot, unde am căzut și alaltă ieri cu bicicleta, fix în aceeași lovitură, băi, frate. El sangue. Haide, mă, frate, mă. Ia uite. Curge sângele din mine ca din porc. Bă, dar cum e, mă, posibil? Bă, dar numai... Numai căzături de-astea penibile. Bă, măcar de-aș cădea și eu din... din gondolă. 30 de metri. Să zic, da, mă, m-am lovit, am căzut din gondolă. Ok. Am fost împit. Da, așa? Și nici nu am o căzătură de-aia să mă trimită acasă. Am doar căzături de-astea care ori îmi rup hainele de pe mine, ori mă umplu de sânge, ori mă murdăresc din cap până în picioare. Iar acum trebuie să cobor panta asta aici. 100% pe panta asta nu o să cad. Nu, dar eu cad când mă duc să fac o poză la o floare în tufiș. N-am mai filmat coborârea pentru că de obicei, după căzături, atunci ești cel mai predispus să se întâmple din nou. De ce? Din cauza fricii. E teama aia mult prea puternică și se poate repeta incidentul. Aici deja au înviat țânțarii. Da. Nu știu de ce mă miră, pentru că la 25 de grade la noi înviau și morții în februarie. Thank you.
ăla e vaporul meu. Vreau să dau eu zoom. Deci ăla e vaporul meu. Acolo muncesc eu. Bine, de mâine încolo probabil. Acum vacation. Foarte tare, deci sunt pe malul celălalt. N-am știut asta. Foarte amabili oamenii, opresc, îți dau prioritate. Bine, să te protejeze mai mult și să se protejeze și pe ei, că nu vor să intre la pușcărie din cauza faptului că au omorât un tâmpit pe role pe stradă. Cred că lor li se pare foarte fric. Pentru că i-am văzut foarte îmbrăcați. Ia uite ce frumos e aici.
Asta este o plajă publică. Urme de role pe nisip grecesc. Nu-mi place aici. Căutăm un loc mai frumos.